Domnule Purbulescu, suntem la finalul verii și se putem spune că nu a fost o vară prea liniștită, cel puțin pentru Partidul Național Liberal, care se pregătește de congres. Sunt în plină desfășurare pregătirile. Avem deja doi candidați anunțați în persoana lui Ludovic Orban și a premierului Florin Câțu. Pe cine mizați la congresul din toamnă? Cine E credeți că foarte va greu. fi învingătorul? E foarte greu de spus în momentul de față, dar este evident că cel puțin formal Florin Câțu are un avantaj. A folosit poziția de prim-ministru, chiar și în absența unor ministere care să-i permită să lucreze direct cu primarii, astfel încât în final a ajuns să obțină sprijinul a între 30 și 36, 37 de filiali. Asta nu înseamnă însă că bătălia s-a încheiat, mai avem o lună. Într-o lună se întâmplă multe, dar este evident că Ludovic Orban este într-o poziție slabă și va fi obligat la contraatacuri pe care le-a și început și care vor continua. Nu este deci ușor să facem pronosticuri acum, pentru că nu este deloc sigur că delegații vor vota așa cum decid organizațiile județene. Nu există niciun fel de vot obligatoriu, nu există. Există o susținere, dar PNL-ul acceptă încă libertatea fiecăruia dintre delegați. De fapt, marea necunoscută de care va depinde Congresul este dacă el se va ține fizic sau nu, chiar și pe stadion, pentru că evoluează foarte mult pandemia. Ne așteptăm atunci să avem mii de cazuri și sute de morți, având în vedere situația dezastruoasă a vaccinării și a incapacității guvernului de a susține această inițiativă. Este clar că România, ca și Bulgaria, de altfel între țările Uniunii Europene, este cel mai slab echipată să reziste celui de-al patrulea, din punctul meu de vedere, al cincilea val, dar nu are importanță al câtelea e. Important este că el se anunță deja foarte dur. Am trecut la două cifre la decese, dar cum numărul de cazuri se dublează nu de la o săptămână la alta, ci la două, trei zile, în ritmul acesta, fără protecție vaccinală, e greu de crezut că Congresul se va putea ține fizic. Cine câștigă? Cine Dacă, câștigă pe termen lung în primul rând, e dacă foarte se greu, e foarte anulează? greu de spus. Dacă se anulează, actuala conducere va continua, pentru că ea trebuie aleasă. Mă întreb, se poate modifica statutul partidului, în care nu este prevăzută încă o procedură de vot printr-o decizie a BPN, cum s-a întâmplat, spre exemplu, cu derogarea pentru domnul Câțu privind vechimea în partid. Sunt foarte multe necunoscute și foarte complicat. Mulți din PNL spun că un congres online l-ar favoriza în mod clar pe domnul Câțu, că de fapt singura șansă pe care o are Ludovic Orban este un congres fizic, unde confruntarea politică l-ar putea favoriza, pentru că este un bun vorbitor, pentru că știe să controleze mulțimile, pentru că cunoaște foarte mulți membri ai PNL, pentru că are rețele care au rămas încă active și chiar dacă este în defensivă, nu este slăbit și scos total din joc. Pentru că nu avem situația de la Bihor, spre exemplu, filiala PNL Bihor, care a decis să sprijine moțiunea Orban. Și Dar asta fiecare candidat, fiecare fiecare membru are dreptul să aleagă, așa nu vor a avea fost toți impusă o și dacă la limită. Iași se va decide într-un anume fel nici nu va conta până la urmă pentru că oricum vor vota dacă vor fi fizic așa cum vor, dar toate calculele arată că filiala Bihor va vota cu Orban și asta este un semnal puternic și oricum ar fi votat cu Orban. De ce credeți asta? Pentru că la nivelul conducerii filiale și în special domnul Ilie Bolojan nu are o imagine foarte bună despre cei care se află în proximitatea domnului Câțu, domnul Boc, doamna Gorghiu,
Și există o relație nu tocmai bună nici cu președintele Iohannis. Da? Este de notorietate, presa a comentat aceste lucruri. Deci nu e o surpriză neapărat că îl susține pe Ludovic Orban. Nu este o surpriză, de fapt nu îl susține, susține moțiunea, a adoptat moțiunea, nu susține pe candidat, a lăsat libertate, dar calculul arată așa. Însă dacă aici se întâmplă, se transmite semnalul ăsta, atunci mulți dintre delegați vor ține cont. Ori susținerea puternică pentru Florin Cîțu era la nivelul organizațiilor din Transilvania. Pe de altă parte, este evident, spre exemplu, că anumiți susținători de ai săi nu au reușit să convingă la nivelul organizației județene, dar speră să obțină voturi în favoarea lui Cîțu din organizațiile județene. Bătălia se dă, de fapt, în jurul primarilor. Ca și PSD-ul și PNL-ul este un partid care coagulează diferite forțe locale. Este vorba tot de o confederație de organizații locale. În special, mulți dintre acești primari vin din vechiul PDL. Nu au intrat neapărat ideologic în vechiul PDL, ci oportunist. Unii au părăsit PDL-ul pentru PSD, alții au rămas în PNL. Ne aducem aminte reforma lui Dragnea din 2014, care a produs o mișcare masivă de primari către PSD. Majoritatea au rămas acolo și s-au întors abia în anul electoral 2020, când Ludovic Orban, nu neapărat, pentru că PNL-ul era la guvernare și Ludovic Orban și organizațiile locale au reușit să-i atragă. S-a făcut foarte multe discuții atunci, dar în realitate politica românească depinde de primari. Asta este, nu e bine sau e rău, e un fapt. Și depinzând de primari, primarii au nevoie de acces la resurse și, pe de o parte, depind de președinții consiliilor județene, care depind la rândul lor de guvern. Deci de Cîțu. Da, dar sunt convinși că se va întâmpla lucrul ăsta? Pentru că vedem aici, există un actor pe care peneliștii îl critică permanent, un aliat la guvernare, USR Plus, care nu agrează ideea de a repune formule de finanțare locală pe criterii mai degrabă politice, cel puțin așa susțin ei. Deci proiectul Angel Salini este în momentul de față puternic criticat, iar PNRR-ul este văzut ca o soluție pentru dezvoltarea României, nu pentru susținerea administrației locale. Și aici vedem confruntarea dintre cei doi. Florin Cîțu a convins președinții de consilii județene, va convinge și primarii, vor reuși președinții de consilii județene să convingă primarii. E o necunoscută. În mod normal, da. În mod normal, da. Dar nu este deloc sigur. Pe de altă parte, vorbeam împreună și acum câteva luni, când ne-am văzut ultima oară, avem evident o confruntare între fostul PDL și fostul PNL. Sunt grupări din fostul PNL nemulțumite de Orban. În primul rând sunt cei care au fost înfrânți de Orban în 2017 și care găsesc acum posibilitatea de revanșă, dar este evident că PDL-ul, fostul PDL, după 6 ani de penitență și după succesele electorale de la localele din 2020, se simte suficient de confortabil pentru a ataca nu neapărat poziția de președinte din partid, pentru că Florin Cîțu nu vine din PDL, ci pentru a controla, de fapt, partidul politic. Și aici este marea problemă. Este evident că Orban nu poate fi controlat, pe câtă vreme Florin Cîțu, care are doar 4 ani în partid. Este la început 5 ani, politică, mă rog, face. Da. Adică nu a reușit să-și construiască acele rețele și construcția lor din poziția de prim-ministru este iluzorie. Asta este una din slăbiciunile pe care le va avea și pe care nu știu dacă va reuși să le compenseze, de altfel mulți discută în PNL și vorbesc despre oameni influenți, despre un congres interimar, al cărui rol este mai degrabă acela de evacuare a lui Ludovic Orban din peisajul politic românesc, urmând ca adevărata confruntare să dea între diferiții lideri în 2023 pentru președinția partidului și pentru candidatura la prezidențială. Deci un alt congres. Deci un alt congres, clar. Domnul Cîțu are de alegeri, că 2024 va fi un alt pentru alegerile în 2024 și pentru a trimite un candidat la prezidențiale. Interesantă ipoteză. Dar este evident, oare de ce Rareș Bogdan îl susține, l-a atacat permanent pe Ludovic Orban încă din 2020
și îl susțină pe Florin Câțu. Pentru că Rareș Bogdan se vede un candidat la prezidențiale. Emil Boc spunea într-o intervenție la un post de televiziune unde ne aflam împreună că nu este interesat de niciun fel de candidatură în momentul de față, nici cea la prezidențială, nici de candidatură în interiorul partidului. Acum, nu. În 2023, nu știm. Mai sunt 2 ani. Lucrurile se schimbă. Oamenii au dreptul să schimbe punctul de vedere. De ce? Pentru că Florin Câțu pare să fie un prim-ministru de sacrificiu. Pentru simplu motiv că depinde de USR și în momentul în care USR se va retrage de la guvernare, va urma o criză a guvernării, o criză a majorității. Nu mă aștept ca USR, care probabil va merge pe același scenariu ca în aprilie 2021, adică va retrage încrederea primului ministru, va merge până la capăt de data asta și asta se poate întâmpla oricând din decembrie 2021 încolo. Adică poate să fie la sfârșitul anului ăsta, la începutul anului viitor, în funcție de oportunități, în funcție de evoluția reformelor din justiție, în funcție de multe variabile pe care nu le controlăm, dar este absolut sigur că angajamentele pe care și le-au luat cele 3 partide din coaliția guvernamentală actuală privind reformele nu vor putea fi ținute în ritmul care e presupus, care a fost dorit, care este trecut în protocol. Și apoi în actele adiționale din aprilie, care sunt foarte puternice, pentru că multă lume a considerat că este o victorie a lui Câțu, faptul că până la urmă demiterea lui Vlad Voiculescu, de care am discutat în premieră aici, pentru că, mă rog, n-am de unde s-a întâmplat cu câteva ore înainte de a ne întâlni. E bine, demiterea lui a fost acceptată, dar cu ce costuri? Cu stabilirea unor date precise în ceea ce privește realizarea unor reforme, care, vă garantez, nu vor putea fi ținute. Și atunci USR-ul va avea motive să iasă. Dar când au pus acele date acolo, s-au gândit evident la această strategie. Deci, domnul Câțu, l-au pus cu Ludovic Orban, președintele, da. Dacă deci, se va schimba și va fi Florin Câțu, altele vor fi datele. Da, este evident că cei de la USR au regretat că n-a rămas, că l-au susținut pe Câțu, regretă. Dincolo de declarațiile lor, pentru că fiind un politician cu mai puțină experiență și depinzând foarte mult de criticile unor șoimi care consideră că politica trebuie să fie dură și textul constituțional este unul care nu poate fi negociat, Florin Câțu ajunge în încurcătură. Deci mă aștept ca USR-ul să retragă de la guvernare și atunci în PNL vor apare foarte multe dizidențe. Nu sunt convins că domnul Câțu va rezista, va putea rezista și chiar dacă va rezista, va fi prim-ministru al unui guvern minoritar care depinde de USR. Și aici înțelegeți de ce UDMR-ul este un partid mult mai important pentru PNL acum decât USR-ul. Și de ce? Deci condițiile UDMR-ului vor fi în mai mare măsură luate în considerare decât cele ale USR-ului. Pentru că USR-ul nu poate vota cu PSD. Pe câtă vreme UDMR o face fără niciun fel de problemă. A făcut fost 30 de ani la guvernare. Mă rog, nu chiar 30, din 96. Din 96, deci de 25 de ani. Într-un fel sau în altul. Deci chiar și în perioada în care Adrian Năstase era prim-ministru, au avut subsecretari de stat și au avut o bună colaborare între 2000-2004. Și au avut perioade în care au fost în opoziție, dar niciodată într-o opoziție totală și radicală. Dacă vor fi scoși din guvern, se vor alătura PSD-ului și vor vota fără nicio problemă, deci nu se va mai putea guverna. Ca urmare, și tactic discutând, pentru echipa lui Câțu, pentru PNL, UDMR-ul este important, au mai guvernat cu UDMR un guvern minoritar, guvernul Tăriceanu între aprilie 2007 și sfârșitul anului 2008, când Boc a devenit prim-ministru, se mai poate repeta. Dar cu ce riscuri? Pentru DMR nu sunt riscuri mari. Pentru DMR e important că se află la guvernare. Pentru PNL riscurile sunt imense. În realitate, acest război civil din PNL, dintre fostul PNL și fostul PDL, este un război care va lăsa urme adânci, care nu se va încheia pe 25 septembrie sau când va avea loc congresul, și care va slăbi partidul în mod evident.
încercarea de fuziune dintre cele două partide n-a reușit și vedem diferența dintre cele două culturi organizaționale. E o diferență clară. PD-ul este un partid electoralist, fostul PD, PDL, adică gruparea Boc, să spunem, un partid care se organizează foarte bine în raport cu alegeri interne sau externe, pe câtă vreme PNL-ul este un partid mult mai flexibil, în care există grupări de putere locală, cum este Bolojan, spre exemplu, care e un vechi penelist, iar între aceste grupări va fi o foarte dificilă colaborare în continuare. Mi-e aproape imposibil să văd cum se vor putea reconcilia, pentru că au decât foarte puține lucruri în comun.